Veste bună pentru iubitorii jazzului. La Filarmonica Paul Constantinescu din Ploiești se va deschide duminică stagiunea de jazz 2017-2018. Evenimentul va fi marcat cu un concert electrizant Brazilian Jazz, ce reprezintă și lansarea oficială a Ploiești Jazz Trio ca parte din compartimentul de jazz al Filarmonicii, singurul de acest gen din România. Acesta a luat naștere odată cu aniversarea 65 de ani de la înființarea Filarmonicii Paul Constantinescu și a 50 de ani de jazz în țara noastră. Artiștii instrumentiști care formează acest trio, Florin Slat la pian, Răzvan Cojanu la contrabas și Laurențiu Ștefan la tobe, sunt nume grele ale muzicii de gen. Invitați speciali ai evenimentului sunt alți doi artiști de excepție, Gabriela Costa, voce, și Alex Mann, chitară. Așadar, duminică 15 octombrie, de la ora 19, la Filarmonică se cântă jazz. Biletele sunt disponibile atât online pe site-ul instituției, cât și la casa de bilete a acesteia și la Agenția Teatrală Ploiești, la prețuri de 20 de lei întreg, 15 lei pentru pensionari și 10 lei pentru elevi și studenți.